Știu, știu, nu am mai postat chis de Dix de 2 săptămâni și probabil voi sunteți... Nu i-a păsat nimănui, bă, cel mai probabil nici n-a observat. Păi în situația asta bine v-am regăsit la episodul cu numărul 44 din această emisiune numită Kiss the Dix, care e cea mai tare și cum zice și Dani B, el nu va moare. Ne-am luat cu altele, n-o să vă mințim aiurea, dar important este că ne-a prins bine pauza asta de 2 săptămâni și să știți că nu renunțăm la visul nostru de a face 100 de episoade Kiss the Dix până la finalul anului. Petrecere de lansare cu tot ce trebuie, important e că suntem aici. Mi se pare foarte tare că am început să nu mai postez cam de când s-au deschis barurile și acum când am reînceput să postez aproape s-au închis. Voi sunteți bețivi. Voi sunt, eu nu. Da, s-ar putea să nu știu. Comentariul săptămânii vine de la omul meu, Jumi Beats, care ne zice: mi-a lipsit emisiunea asta mai mult decât mi-a lipsit taică-mi în 21 de ani. Realist vorbind, dacă toți cei de aici, adică și eu și voi care vă uitați, eram din familie ok și nu ne lipsea nimic, nu eram aici. Dăm cu intro? Astăzi vom vorbi despre prima pereche achiziționată anul acesta. De ce prima? De ce abia acum? De ce asta? În primul rând puneți cam multe întrebări, în al doilea rând o să vă răspund. Anul trecut am zis așa că să moară măicuța mea cine o mai cumpăra vreodată Adidas anul ăsta, că țin de bani, că vine iar corona, iar necazuri și n-avem bani, țin deoparte, nu sparg un leu pe Adidas. Alaltă ieri dădeam un scroll pe internet și n-ai cum, bă, băiatule, sunt impecabil, de la cutie, la culoare, la tot, bă. N-am putut să mă abțin. Hai. Dar înainte să vorbim despre această pereche, haide să vorbim despre perechea de Jordan 3 în sine și ce rol a avut în linia brandului. În acea perioadă, contractul lui Jordan era gata-gata să expire și se vonește că acesta nu prea voia să o mai ardă cu ei pentru că nu prea l-ascultau și nici nu era mulțumit de cum decurgeau lucrurile. Peter Moore, care era șeful la design, și Rob Strasser, care era bossul pe marketing, tocmai se tirau de la Nike cu ocazia înființării unei noi companii a lor. Așa că în minutul 90 a intervenit Tinker Hatfield și a salvat situația făcând acest model. Bravo! Bravo! Ce e mișto, a adus un plus și probabil asta l-a și făcut pe Jordan să rămână la brand, e că acesta ținea cont de părerile lui Michael atunci când venea vorba de designul noului Adidas. Adică nu se apuca să facă Adidas ușor de la modul: lasă bă că știu eu cam ce te-ar prinde așa, nu-ți face probleme. Ci din potrivă îl freca pe acesta cu întrebări și ținea cont de toate sugestiile. Tinker a notat tot, un pic mai târziu a venit cu rezultatul final care, atenție pentru obsedații de Adidas, avea swoosh. Dar nu are acum. Lui Jordan i-a plăcut, a rămas în continuare cu cei de la Nike. Totul e bine când se termină cu bine. Mi se pare că e așa, exact ca finalul unui film cotidian. Opa, să fie ăsta cuvântul zilei de astăzi? Cotidian. De fiecare zi, zilnic, obișnuit, permanent, cu apariție zilnică. În mod normal, acum am trece la perechea de astăzi, dar haideți să vorbim și despre străbunica acestei perechi și anume Jordan 3 Cool Grey din 2007, bă, băiatule, bă. Deci dacă acum e 2021 și am 25... Eram la școală sau la pariuri. Ideea asta de Cool Grey a fost introdusă pentru prima oară în 2001 pe o pereche de Jordan 11 care dotă și în p***a că arată impecabil. Impecabil. Și cumva toată treaba asta a dat startul unei noi teme la perechile de Jordan, pentru că mai existau perechi care aveau culoarea gri, dar nu așa. După s-au făcut pe 9, 4, 3, 2, 8, oricum nu vă pasă. Au apărut pe data de 24 februarie 2007 la prețul de $135, care e acceptabil. Și ca orice pereche de Jordan retro, perechea de 3, aia clasică, nu asta, a bubuit din mai multe motive. În primul rând, elephant print. Care sunt chestiile astea? N-am un motiv anume, arată bine. Și desigur, celebrul dunk la care Jordan a sărit de acolo de unde se bate penalti un basket. Practic a zburat. Da, abia luați de fapt și uitați-vă că e mai bine să știți dacă vă întreabă cineva pe stradă la un concurs. Mi se pare foarte mișto că am prins perechea asta de retro și cumva perioada asta de viață, pentru că na, e o realizare să trăiești în timpul ăsta. Nu e c***, ești terminat rău. În fine, gata și cu lecția de istorie pe astăzi. Pff, not.
Modelul nostru de astăzi a apărut la finalul lunii februarie la prețul de $190. Putem clar să observăm cum s-a dus economia din 2007 și până acum, adică de la 135 la $190, asta înseamnă că, nu știu, undeva în lumea asta încă e război. La fel ca în cazul perechii de OG, la perechea asta avem bula de aer colorată, care e așa o bucurie pentru orice pasionat de Adidas și pentru retarzi ăștia care, că uite, am mai făcut o culoare acolo, deși tu cumperi același lucru. Am văzut un clip pe internet în care un băiat se plângea că materialul de la Adidasul drept este diferit față de cel de la stângul și bă, asta înseamnă că omul nu e fan adevărat. Și asta înseamnă, eu am realizat abia acum că stau cu asta pe masă, dar n-am scos Adidas și deloc. Asta este, mai uităm, dar puteam să nici nu am, puteam să fac episodul cu o cutie pe masă și tot era ok. Altceva? Motivul este simplu, Jordan era dreptat și de-aia e mai tăbăcită pielea pe Adidasul drept. Ce tare ar fi să lans un zvonul ăsta fals așa. Să mergi la petrece și doar să arunci chestia asta. Bă, tu știai că Jordan era dreptat și cineva o să zică, da frate, normal că știam. Și așa se lansează fake taxi sau fake news. De materiale nu are rost să vă zic sau de nuanțe diferite de gri pentru că efectiv dacă mie nu-mi pasă nici vouă n-ar trebui să vă pese. Cred că așa funcționează. Ideea e că sunt foarte ok ca materiale și chiar arată drăguț per total. Cutia este foarte mișto în schimb și exact genul ăla de cutie pe care nu o să o arunci. Mama, am vorbit exact ca îmi place să mănânc. Îi genul de cutie pe care nu o arunci. Îi păste medie. Alunecă. Alunecă în picior. Sincer, nu înțeleg de ce modelul ăsta nu se numește Full Elephant, că eu la asta m-am gândit când i-am văzut, dar probabil de-aia nu lucrez la Nike. E și dunga aia pe buletin, dar probabil și ăsta e un motiv. De încheiere vă zic atâta, sunt niște Adidas foarte mișto, au istorie din aia bună, nu din aia basic de nu-i pasă nimănui. Cred că-i mai găsit și pe site-uri. Unde? Hei, tu! Cine, eu? Da, tu! Vrei să-ți cumperi Adidas, dar îți lipsezi niște bani? Da. Ai auzit de emisiunea Kicks and Digs? Cine? Exact! Avem soluția pentru tine! Intră pe Sneaker Industry, adaugă o pereche oarecare în coș și adaugă voucherul capa de 10! Wow! Adidas și care erau 8 milioane, acum sunt 2 milioane! Mulțumesc, Kicks the Digs! Oricând, prietene, și nu uita, dacă nu știi exact cât înseamnă 10%, site-ul îți calculează automat. Gata, nu uitați că de astăzi înainte ne revedem în fiecare luni. Nu uitați că pe mine mă găsiți în fiecare weekend la Club 99, dacă vreți să mă bateți, vă las o listă cu evenimente în descriere. Haosat.ro pentru țoale marfă, colecție nouă sun, am glumit. Nu știu, când sunt băgat în multe lucruri, n-am cum să le fac pe toate. Asta e viața. Puteți să-mi dați follow pe Twitch, pentru că trag mai tare în sensul ăsta și cred că o să meargă mai repede. O să las primul link în descriere ăla de Twitch. Și na, vă uitați în linkul ăla acolo jos, adică unde voi exact XOXO. Oh.